Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură la Apocalipsa, capitolul 3, în calendar pentru seara aceasta avem promisiunile sau făgăduințele făcute de Dumnezeu, de Domnul Hristos, Bisericii din Filadelfia. Apocalipsa 3, versetul 7, începem citirea. Îngerului Bisericii din Filadelfia scrie Iată ce zice cel sfânt, cel adevărat, cel ce ține chea lui David, cel ce deschide și nimeni nu va închide, cel ce închide și nimeni nu va deschide. Știu faptele tale. Iată ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu o poate închide, căci ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Iată că îți dau din cei ce sunt în sinagoga satanei care zic că sunt iudei și nu sunt, ci mint. Iată că îi voi face să vină să se închine la picioarele tale și să știe că te-am iubit. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa. Pe cel ce va birui îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși afară din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim, care are să se coboare din cer de la Dumnezeul meu și numele meu cel nou. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, amin. Vă invit respectos să reocupați locurile. Categorică în vremea în care trăim, căutăm ca și vestitori ai Cuvântului și slujitori ai lui Dumnezeu, căutăm să ascultăm vocea Duhului și să aducem mesaj de care Biserica are nevoie, cuvânt care să aducă învățătură, zidire, cuvânt care să răspundă nevoilor poporului lui Dumnezeu. Și adevărat că, ținând cont de ce se întâmplă în lume, am putea să căutăm să destăinuim anumite prorocii din Scriptură și să ajutăm pe oameni să înțeleagă ce se întâmplă sau am putea să privim la răutatea lumii și să, să fim motivați în felul acesta să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, să slujim Lui. Nici una, nici alta nu sunt greșite, dar în seara aceasta cu ajutorul Domnului, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, am hotărât să rămân lângă cuvântul lui Dumnezeu și lângă tema din seara aceasta și am zis de ce să nu împărtășim cu poporul lui Dumnezeu ce făgăduiește Dumnezeu, ce promite Dumnezeu. Și eu cred că o să ne facă bine lucrul acesta. Că acum ce se întâmplă în lume, noi nu avem control, nu știm. Nu știm ce va fi mâine. Ne putem îngrijora, ne putem frământa. Putem să alergăm dintr-o parte într-alta, să găsim soluții, să, să descoperim taine. Dar, frați și surori, cel mai important este ce promite Dumnezeu, ce făgăduiește Dumnezeu și este așa de bine, chiar și în vremuri tulburi, să ai urechea sensibilă, și să auzi ce vorbește Dumnezeu. Pentru că ce vorbește Dumnezeu e pentru binele tău și pentru binele meu. De aceea, haideți împreună să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu. Am intitulat mesajul Șapte făgăduințe pentru Biserica Filadelfia, pentru că am găsit că sunt șapte. Și înainte de a ajunge la aceste făgăduințe, prima dată aș dori să accentuăm din nou cine este cel care face promisiunile. Cine face promisiune? Pentru că oamenii sunt bogați la vorbă și promisiuni, toată lumea știe să facă. Problema e împlinirea lor și dacă omul se ține de cuvânt. Noi știm lucrul acesta. Câți dintre dumneavoastră n-ați avut de-a face cu oameni, ați intrat într-un contract, într-o înțelegere și ați zis, bă, eu am crezut că e serios, dar asta e neserios. Așa cum am pățit de mai multe ori și cu India și cu dilurile noastre. Măi, parcă toți sunt neserioși. La început ai impresia că e serios, pe când ajungi să faci ceva, îți dai seama că e, e neserios. E important să știi cine face promisiunea. Și Dumnezeu își aduce cartea de vizită, Dumnezeu se introduce și ne arată cine este și doar menționăm. El este cel sfânt, adică în El nu este nimic necurat sau întinat. El este cel sfânt. El este cel adevărat. Adică nu e falsitate, nu e minciună. Dacă unii se întreabă, bine mă, credința voastră e adevărată, că tot zic că religia lor și credința lor e adevărată. Frați și surori, noi îl slujim pe singurul Dumnezeu adevărat. Singurul Dumnezeu etern și veșnic și tot puternic. El este cel sfânt, cel adevărat. El este cel ce ține cheile împărăției. Frați și surori, Dumnezeu este stăpân peste împărăție. Intrarea în împărăție, el o aprobă. De aceea, n-ai nevoie de nimeni ca să-ți faci loc în împărăția lui Dumnezeu. Te duci direct la el. El este stăpân. Nu oamenii, nu guvernele, nu armata. Mântuirea este personală. Dumnezeu este cel care oferă. El ține cheile împărăției. El este cel care închide și el este cel care deschide. Și când Dumnezeu îți deschide ușa, ușa e deschisă, intră pe ea și bucură-te și dă slavă lui Dumnezeu. Când ușa este închisă, las-o închisă până când o deschide Dumnezeu. El este stăpân pe ușa mântuirii. Apoi, ni se arată starea și contextul bisericii și iar doar le menționez. În primul rând, cuvântul ne arată că biserica avea puțină putere. Din modul în care scrie ai impresia că e doar negativ, ai puțină putere. Dar pentru faptul că are putere, chiar dacă e puțină, are făgăduințe și promisiuni și e, e un lucru pozitiv. Dacă vine cineva și spune, mă, tu ai puțină putere, ai impresia că ești insultat. Dar Dumnezeu, aici, Hristos Domnul nu insultă biserica, Chiar dacă e putere puțină, câtă vrem este putere acolo, e har și e viață, ăsta e contextul. Contextul este căci ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Ai puțină putere, a păzit cuvântul. Eu aș fi tentat să spun că o biserică, un popor care păzește cuvântul, e puternic și că la asta suntem chemați. Chiar dacă ai puțină putere, păzește cuvântul și nu s-a lepădat de numele lui, un popor care nu se leapă de numele lui, este un popor care rămâne în picioare și apoi are posesiuni de valoare. Domnul îi spune, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți cu nuna. Asta înseamnă că ce avea biserica era de valoare. Posesiunile ei era de valoare. Când cineva îți spune, păstrează ce ai, că dacă păstrezi, o să primești răsplata. Acesta e contextul și starea bisericii. Puțină putere, dar a păzit cuvântul, nu s-a lepădat de numele lui și are posesiuni de valoare. De Deține adevărul și taina Mântuirii. Aș vrea și noi să ne includem aici. Chiar dacă am zice, Doamne, umple-ne de putere, noi tot asta cerem, așa-i? Doamne, umple-ne de putere, umple-ne de Duhul Sfânt. Și așa să fie, și așa să fie. Domnul să ne umple de harul său, de puterea sa, de Duhul său. Dar și când rămâi cu puțină putere, încă este speranță. Apoi, ne oprim la cele șapte promisiuni. Domnul face șapte promisiuni pentru biserica din Filadelfia. Nu știu de care dintre acestea dumneata ai nevoie în seara asta, dar am convingerea 100% că fiecare dintre dumneavoastră, fiecare dintre noi, avem nevoie cel puțin de una din aceste promisiuni, în aceste făgăduințe. Și frați și surori, dacă e important ce spun oamenii mari, dacă e important ce spun și promit oamenii de seamă, dacă e important, e mai important ce spune El, Domnul. Și e mai important ce promite El, Domnul, ce făgăduiește El, Domnul. Iată cele șapte promisiuni. Prima, El contabilizează faptele. Știu faptele tale. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați trecut poate chiar săptămâna asta și ați fost ispitiți, testați de cel rău și ați zis, mă, dar oare Dumnezeu vede? Dar nu știe Dumnezeu, nu vede cu ce mă confrunt, nu vede cât am încercat, cât am făcut. Unii dintre dumneavoastră ați făcut sacrificii mari pentru familie, pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru biserică, pentru Evanghelie. Frați și surori, împărăția lui Dumnezeu nu înaintează de la sine, înaintează cu oameni care se sacrifică, oameni care pun fapte pe altarul lui Dumnezeu, oameni care dăruiesc, oameni care se roagă, oameni care ajută, oameni care încurajează, oameni care mobilizează. Împărăția lui Dumnezeu nu merge de la sine, și merge cu oameni care se lasă mișcați de Duhul lui Dumnezeu și lucrează neobosiți pentru împărăția lui Dumnezeu. Și de multe ori poate că ai fost testat și ai zis: „Na, Doamne, nu te-am slujit, n-am făcut, n-am dat, nu m-am rugat. Doamne, tu nu vezi? Dar de ce? De ce mi se întâmplă asta?” Dacă eu am făcut tot ce a depins de mine, să slujesc ție, să păstrez cuvântul, să nu mă leapă de numele meu, să mă ocup de copiii mei, să slujesc bisericii, Doamne, atunci de ce? Și puncte, puncte, puncte. De câte ori în viață nu ai fost șocat sau perplexat de anumite evenimente care s-au întâmplat și ai zis, Doamne, dar parcă Tu nu vezi, parcă Tu nu știi, nu contabilizezi, Frați și surori, în seara aceasta, cuvântul Domnului te asigură și mă asigură. Domnul știe faptele tale. Domnul știe tot ce ai făcut și tot ce faci pentru El. Domnul știe binele pe care îl faci, Domnul știe orele pe care le depui pe altarul de jerfă. Orele la repetiție, orele în rugăciune, zilele de post, banii care îi donezi pentru misiune, pentru săraci, pentru biserică și așa mai departe, Domnul îți contabilizează. Domnul spune, știu faptele tale, înaintea lui este totul gol și descoperit. Să nu te lași păcăli sau înșelat vreodată de diavolul care vine și spune, nu, Dumnezeu nu ține cont, Dumnezeu nu știe, Dumnezeu nu bagă de seamă, Domnul știe. El contabilizează faptele. Doi, El deschide ușa în fața ta, El îți dă oportunități de har. Frați și surori, suntem tentați să spunem că e priceperea sau înțelepciunea sau dibăcia sau faptul că am înțeles noi și am știut ce să facem. Trăim într-o vreme și cred și sunt convins că și vremea aceasta de belșug aduce belșug pentru persoanele la care Dumnezeu le deschide ușa. Dacă, dacă Dumnezeu ți-a deschis ușa și ușa deschisă și te-o binecuvântat Dumnezeu, să nu ți asumție prea mult credit, să nu te lauzi prea mult, ci să-i mulțumești lui Dumnezeu că a deschis ușa. Ca oameni care umblă mult în lumea asta, și în România, și în India, și în Africa și în alte locuri, dar mai ales în țările sărace cât n-ar face oamenii de acolo? Dar n-au oportunități. N-au oportunități. Dacă am avea să oferim 100 de locuri de muncă și am anunțat la Radio și în ziar cum ar fi în Africa, vă spun că 10.000 de oameni s-ar alinia ca să vină să lucreze, să câștige o pâine, să facă un ban în plus. N-au oportunități. Dacă ai reușit să ajungi undeva, este pentru că Dumnezeu ți-a deschis ușa, recunoști-l pe Dumnezeu, oferă credit lui Dumnezeu, îi bunătatea lui. Dacă ai ajuns să fii mântuit, ne mutăm la cele spirituale, dacă ai ajuns să fii mântuit, dacă îl cunoști pe Dumnezeu, dacă ești bun la suflet, dacă iubești pe frați, dacă faci bine, dacă ai calități și virtuți duhovnicești, nu te lăuda cu ele. E o ușă de har care ți-a deschis-o Dumnezeu și mi-a deschis-o Dumnezeu. Și Dumnezeu ni le-a dat și pe acestea. Tot ce este bun în noi e de la El. El a deschis ușa. A ajuns Evanghelia la noi. La cei mai mulți dintre noi a ajuns prin părinți. Alții dintre dumneavoastră n-ați avut părinți pocăiți și nici neamuri pocăiți. Dar a hotărât Dumnezeu, a deschis Dumnezeu o ușă ca să ascultați pe cineva vestind de Evanghelia sau a vorbit Dumnezeu printr-o prorocie sau a avut Dumnezeu altă metodă printr-o cântare ce a sensibilizat Dumnezeu inima. Adevărul este că toți cei care sunt mântuiți aici sunt mântuiți aici pentru că Dumnezeu le-a deschis ușa. Nu e datorită priceperii noastre. E harul lui Dumnezeu. Poate că unii dintre dumneavoastră nu sunteți mântuiți, nu-l cunoașteți pe Domnul. Sunteți aici, în adunare, sau ne urmăriți pe internet. Vreau să vă spun că seara asta Domnul deschide ușa. El încă oferă har. Ușa harului nu s-a închis. Dumnezeu vrea să mântuiască. El va continua să mântuiască până când își răpește Biserica. Și încă Domnul nu și-a răpit Biserica. Dacă ești aici, dacă auzi Evanghelia. Asta înseamnă că ușa închei deschisă și e așa de minunat că El extinde har. E îndurarea Domnului. El deschide ușa. 3. El dă biruința asupra minciunilor satanei. Frați și surori, de la început în lume, diavolul a promovat minciuna. Și cu minciuna mulți au stat în picioare, dar nu stau în picioare până la capăt. Vine vremea când toți cei care se mă pe minciună să cadă cu fața la pământ în fața adevărului. Frați și surori, noi predicăm adevărul. Adevărul este descoperit în Scriptură, este dat de Dumnezeu. Dumnezeu spune ce este adevăr. El este adevărul întruchipat. Frați și surori, și iubiți tineri, uneori știu că în lumea asta vă frământați și spuneți, oare avem noi dreptate? Mai ales în condițiile actuale cu agenda woke care e în afară, care e în societatea asta, pentru cei care, care știți. Cu all the transgender și cu toate schimbările astea și toate nebuniile care se întâmplă acum, știu că unii dintre voi puneți câte un semn de întrebare. Și ziceți, oare nu cumva au ei dreptate? Da, dacă au ei dreptate. Dar dacă ei au adevărul, frate și surori, adevărul este la Dumnezeu. Și adevărul este în Scriptură. Și Domnul promite că vine ziua în care cei care sunt în sinagoga satanei, care, sun că sun, uh, care spun sau zic că sunt iudei și nu sunt, ci mint, Iată că îi vor face să vină să se închine la picioarele tale și să știe că eu te-am iubit. Ultima instituție care va rămâne în picioare pentru că se bazează pe adevăr este Biserica Domnului Isus Hristos. Ea, biserica, cum spune Apostolul Pavel lui Timotei, este? Ce este biserica? Stâlpul și temelia adevărului și aceasta rămâne în picioare. Așa -s că nu vă înfricați, nu vă îngroziți. Lumea merge în drumul ei. Evanghelia rămâne în picioare. Împărățiile se ridică, se clatină și colapsează. Împărăția lui Dumnezeu rămâne în picioare. Este o împărăție veșnică. Iubiți frați și surori și iubiți tineri, nu puneți la îndoială Adevărul pe care Dumnezeu îl declară. Dumnezeu a făcut lucrurile frumoase și bune de la început și așa le-a lăsat și le-a definit bine. El, El este adevărul și El va da biruință asupra oricărei minciuni. Toate minciunile o să cadă la pământ și rămâne în picioare. Adevărul. 4. El oferă protecție divină. El spune, te voi păzi te voi păzi. Eu, eu la cuvântul ăsta vreau să mă uit. Cei mai mulți se uită la ceasul încercării care o să vină peste lumea întreagă. Cei mai mult asta citesc. Vai, 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 vine ceasul încercării, vai. Oare ce se va întâmpla? Oare acum vine? Vine de la evrei, vine de la musulmani, vine de la hinduși, vine de la ruși, vine de la coreeni, vine de la chinezi. Vai, 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 vine necazul, vine necazul, vine necazul în seara aceasta prefer să nu vorbesc despre necaz, ci să vorbesc despre El care va păzi. El face o promisiune aici, El va păzi, El te va păzi, El mă va păzi, El își păzește, își protejează, ține în mână biserica Lui. Așa că ai posibilitate, ai varianta, sunt două variante. Te uiți la ce se întâmplă în lume și te frămânți cu privire la mișcările politice și economice sau te uiți la Domnul care face promisiunea că te va păzi? Care e alegerea ta? Eu aleg în seara asta să privez la Domnul și să mă încred în promisiunea Lui. El ne va păzi. Exact cum ne va păzi, n-are importanță. El ne va păzi. Într-o zi vom fi cu El. Indiferent de ce va fi să vină peste poporul său. Cinci. El vine și aduce cu luna, cincea promisiune. Păstrează ce ai ca să nu-ți pierzi cu luna. El vine să aducă cu luna. Cu luna reprezintă răsplătirea. El vine să aducă răsplătire. Frați și surori, când Domnul va veni, când Domnul își va răpi biserica, El o va răpi ca să fie răsplătită. Știu că există în noi un mecanism natural pus de Dumnezeu. Muncă și răsplătire, muncă și răsplătire. Omul nu poate să muncească dacă nu știe că are o răsplătire. Un fel de răsplătire trebuie să fie, altfel omul nu lucrează. Răsplătirea poate să fie prin salar, răsplătirea poate să fie de Dumnezeu, nu primește aici nicio răsplătire, te răsplătește Dumnezeu în veșnicie, dar tot aștepți o răsplătire. Răsplătirea poate să fie printr-un thank you, îți mulțumesc, Domnul să te binecuvintează. Oricum ar fi, omul lucrează și când lucrează, când se ostenește, așteaptă un fel de răsplătire, într-un fel sau într-altul, ori aici, ori în împărăție. Și lucrul ăsta e normal. Promisiunea Domnului este că într-o zi El vine și va duce cu nuna. El vine și răsplătește. Orice ostenială care o faci pentru Domnul, cum am spus la început, Domnul o contabilizează și El o răsplătește. El este cel care știe să răsplătească. Când ai fost copil, poate. Părinții spunea, mă, dacă în luna asta, în decembrie, sunteți cu minți, la, la Crăciun vă cumpăr ceva. Sau mă, dacă sunteți cu la Paști vă cumpărăm ceva. Și întotdeauna încercăm să-i cumpărăm pe copii, dar lucrul ăsta îl face și acum. Dumneavoastră știți foarte bine. De câte ori ne-a spus la copii, mă, dacă, atunci, dacă faci așa, atunci. E o, e o chestie de răsplătire. Pentru comportamentul copiilor, dacă mă asculți, atunci am să-ți fac așa sau o să-ți cumpăr lucru cu tare. Unii ați cumpărat bicicletă, alții ați cumpărat mașină, alții ați cumpărat tractor, poate mai puțin, alții ați cumpărat ATV, că aici farming-ul nu prea merge în Arizona. Da, ați cumpărat ATV, poate ați cumpărat undiță să pescuiască, poate ați cumpărat pușcă să meargă la vânătoare, poate ați cumpărat arca să meargă la vânătoare, poate că ați cumpărat uh, hârlet și lopată mai puțin, că acolo lucrează alții, dar nici aia n-ar fi greșit. Și toate astea, toate astea, pentru că vine o răsplătire, omul este de acord să depună efort că vine răsplătirea, primește răsplătire. Dacă este cineva care nu va rămâne la, la nimeni dator niciodată, acesta este Dumnezeu. Poate că sunt oameni care ți-au rămas datori. Zici, bă, ăla mi-e dator, ăla mi dator, pentru una sau alta. Dumnezeu nu va rămâne niciodată dator. El vine cu răsplată, aduce cu nuna. Șase, El stabilește răsplată permanentă. Se pune și întrebarea asta, unii merg până acolo și zic, Bine, vine Domnul, ne duce în cer, dar după aia nu se vor mai schimba lucrurile, dar dacă are loc o altă revoluție, că pe oamenii duce mintea de toate, dacă are loc o altă revoluție în cer, iară să dau lucrurile peste cap, iară să schimbă, oare e sigur ce va fi? <laughs> Pentru cei care n-au siguranța asta, cuvântul ne arată că El oferă o răsplată permanentă prin faptul că spune El voi face un stâlp îl voi face un stâlp, da? Și nu va mai ieși afară din el. Un stâlp în templu, stâlpul e permanent, fraților. Stâlpul e permanent. Vedeți construcția asta? Toată construcția și tot acoperișul se mă pe 8 stâlpi. Vedeți? Ăștia 1, 2, 3, 4, 5 se văd și 1, 2, 3 sunt ascunși. Dar sunt stâlpi pe care se mă construcția asta. Pereții aceiazi mobili, la sărbători îi dăm la o parte, ăia nu țin nimic. Și pereții ceilalți, toți pereții, din jur am putea să-i dăm jos. Nu-i nicio problemă. Pentru că uh, suportul e pe stâlpi. Scriptura ne arată că toți vom fi ca un stâlp în templul lui Dumnezeu, ca să nu mai poți fi scos afară niciodată. Adică e o stare de permanență. Nu mer temporar în împărăție, nu se mai întâmplă altceva mai târziu, știu eu ce, numai Dumnezeu știe, nu. Odată ce ai ajuns acolo și ai intrat în împărăție, ești un stâlp și nimeni niciodată nu te mai scoate din răsplătirea aceea. Extraordinar! Ce promisiune! ce făgăduințe. Și apoi ultima, a șaptea, el ne va da un nume nou, o identitate nouă. Numele Dumnezeului meu, în versetul 12, numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim, și numele meu cel nou, și numele meu cel nou. Capeți un nume nou și o identitate nouă. Nu știu cum mă va chema în împărăția, aștept să ajung acolo și vreau să văd legitimația aceea, buletinul acela, pașaportul acela. Deși că cuvântul aici, mă gândesc că metaforic scrie și spune că va scrie pe stâlp numele, adică tu ești stâlpul și pe tine scrie în DNA-ul acela nou, va, va scrie noua ta identitate, capeți un nume nou pe tine e numele lui Dumnezeu, adică apartenența de Dumnezeu și de împărăția Lui. Capeți o identitate nouă. Nu mai aparții lumii trecătoare, ci aparții lui Dumnezeu pentru eternitate. Nimeni numele nu ți l ia înapoi, nimeni nu te scoate afară, ci rămâi binecuvântat de Dumnezeu. Nume nou, unii poate ar zice, dar eu nu vreau nume nou. Dumnezeu ne-l alege, avem nevoie de nume noi, fraților. Pentru că numele de aici l-am cam tărășit cu una cu alta. Numele de aici l-am mai murdărit cu una și cu alta. Vom primi un nume nou care va fi sfânt, care va fi curat, care va fi veșnic, care va fi etern. Vom primi un nume nou care El îl alege pentru noi. Asta e promisiunea Lui, frații și surori. Ce minunat că Dumnezeu, într-o lume nesigură, într-o vreme nesigură, nu ne lasă nesiguranță. Ne contabilizează faptele, ne deschide ușa, ne dă biruința asupra minciunilor satanei, ne oferă protecție și providență divină, adică ne păzește. Vine ca să ne aducă cununa, adică răsplătirea stabilește o răsplătire permanentă, veșnică. Nimeni nu ți-o mai ia și ne dă o identitate, un nume nou în împărăția lui Dumnezeu. Ar fi bine să mai dorim această împărăție. Ar fi bine să fim flămânzi după această împărăție. Adevărul este că prea mult bine ne duce într-o stare de apatie și nepăsare. Adevărul e că atunci când ți-e bine, vrei să mai stai aici, când ți-e bine, când îți merge foarte bine, cum spune cineva, ca să nu dau nume, îmi dă Domnul pâinea ca în somn, mă binecuvânta Dumnezeu cum nu merit, îmi merge bine, îmi merge bine, câștig mai mult decât am nevoie ca să consum. Îți dai seama. Și cu muncă puțină. Efort puțin și răsplată mare. Într-o astfel de condiție. Zici, Doamne, vină, Doamne Iisuse, dar dacă întârzi așa un pic, nu-i chiar așa mare lucru. Numai să nu-mi pierd eu credința, Doamne, nu mă lăsa să-mi pierd credința. Dar atunci când ești încercat, atunci când se ridică împărățiile lumii împotriva bisericii, atunci când lovesc valurile vieții, atunci când vine necazul, încercarea, atunci când vine neînțelegerea în familie, atunci când vin copiii neascultători și îți fac zile amare și fripte, atunci când treci prin greu, atunci zici mai mult, vino Doamne Iisuse, atunci dorești. Te rog să-ți faci un test în seara asta. Că nu vă rog să ridicați mâna că s-ar mai aduna păcate deasupra noastră, poate. Nu vă rog să ridicați mâna, dar vă rog să vă faceți o verificare. Vrei chiar să vină Domnul? Dorești chiar să vină Domnul să-și repească biserica, să ai parte de răsplătire? Dorești lucrul acesta din toată inima? Eu nu vreau să se grăbească Domnul, nici să întârzie. Eu doresc ca El să vină la timpul hotărât de El. Nu știu când va fi. Dar aș vrea să spun cu poporul lui Dumnezeu de aici, vino, Doamne Iisus! Aș dori să avem ochii ațintiți înspre răsplătire, înspre împărăție, ceea ce ne așteaptă e mult mai frumos decât ceea ce este aici. Uneori e foarte greu aici, alteori e foarte frumos aici. Indiferent de cum e aici, împărăția lui Dumnezeu e mai minunată decât putem să ne imaginăm mai minunat decât putem noi să visăm. Și de aceea poporul Domnului zice, vino Doamne Iisuse, vrei să vină Domnul, dorești lucrul acesta, te pregătești, hai să schimb întrebarea, te pregătești, te pregătești pentru ziua aceea. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului, frați și surori. Aș dori să și vă invit și vă rog, meditați la activitatea din ultima săptămână. Meditați și așa să ne apropiem de Dumnezeu în rugăciune. Meditând la activitatea din ultima săptămână, ne pregătim pentru venirea Domnului. Îl dorim să vină. Suntem gata să vină. Și dacă nu, Domnul prin Duhul Sfânt să ne pregătească, să ne umple de viață și de dragoste pentru El și să ne ajute să, ne ajute să îndreptăm tot ce e greșit, orice vină, să o ierte El, să ne sfințească El. Să fim gata pentru ziua aceea, așa cum stăm, ne închinăm înaintea Domnului cu mulțumire.